Despre discrepanța în prezența tinerilor la vot, motivele acesteia, dar și cât de importantă este implicarea alegătorilor cu segmentul de vârstă 18-25 de ani la scrutinele electorale, discutăm în această seară cu președintele Consiliului Național al Tineretului din Republica Moldova, Cristian Visir, care se află acum în platoul Moldova 1. Bună seara și bine ai venit! Bună seara și bine v-am găsit! Așadar, de ce crezi că există discrepanțe atât de mari în funcție de procesele electorale și, de fapt, ce factori ar influența acest lucru? Acest procent de implicare care noi observăm mai în special diferența dintre aceste implicări, în special a tinerilor în cadrul diferitor procese electorale, ne spune în primul rând câte ceva despre nivelul de educație electorală și politică a tinerilor la noi în țară. Din păcate, noi vedem că tinerii sunt interesați de ceea ce este un pic mai simplu. Alegerile prezidențiale este un exemplu perfect, unde tinerii observă un candidat, o personalitate puternică care poate să-și prezinte programul său, care ea vine și se promovează în fața diferitor actori. Și în acest moment ei se identifică cel mai ușor cu unul dintre acele personaje care le sunt prezentate. În momentul în care noi vorbim de alegerile parlamentare, iarăși ne spune că ceva despre educația tinerilor de la noi din țară și luăm în considerare că este vorba despre un partid care trebuie votat, care are o viziune, tot aceasta cere ceva efort din partea tinerilor ca să fie analizat și ei să vadă care sunt interesele lor și care sunt de asemenea și interesele acelor partide pe care ar putea aceștia să-i aleagă. Dar din momentul în care vorbim de alegerile la nivel local, trebuie să luăm în considerare că mulți tineri de la noi din țară sunt studenți sau elevi în cadrul claselor de liceu și nu neapărat își fac studiile în cadrul localității sale de Baștină. Din acest moment noi presupunem că ei se află sau în orașele mai mari sau în municipiul Chișinău, în capitala țării, și nu neapărat au posibilitatea să-și exercite acel drept de vot. În opinia ta, de ce este importantă prezența tinerilor la vot pentru viitorul democrației în Republica Moldova? Tinerii înțeleg cât de important este acest proces electoral, acest exercițiu prin care noi trebuie să trecem, în special că pe data de 20 octombrie noi luăm deodată două decizii. Atât alegem viitorul președinte a țării în turul întâi, cât și de asemenea avem acel referendum. Tinerii evident că au o poziție destul de clară în cadrul alegerilor prezidențiale, aceștia deja la sigur s-au gândit la un candidat de care sunt interesați și asta noi am observat în cadrul discuțiilor anterioare care noi le-am avut cu tinerilor, dar și pe partea de referendum ei deja sunt gătiți. Ei au un răspuns, ei știu care va fi alegerea lor, ei doar așteaptă prezența la acel proces. Evident că ei înțeleg de ce este important acest lucru, evident că în special tinerii, în special acest grup, ei au avut posibilitatea să călătorească peste hotare, să înțeleagă ce este Uniunea Europeană. În anumite momente ei stabilesc prioritățile care, de regulă, pentru acest grup de vârstă, sunt studiile de calitate, care, de regulă, pot să le capeți peste hotare. Ce măsuri sau acțiuni au fost implementate de Consiliul Național al Tineretului pentru a încuraja, de fapt, tinerii să iasă la urne? Atât Consiliul Național al Tineretului, cât și alte asociații de tineret, organizații de tineret din țară, am desfășurat mai multe activități de promovare, în special de informare a tinerilor despre următoarele scrutine care urmează să desfășoare pe data de 20, despre importanța acestora și, de asemenea, au fost explicate anumite proceduri destul de banale, din cauza că peste 40.000 de tineri, aceasta va fi primul exercițiu electoral la care aceștia vor participa. Și este important ca și acele persoane să meargă la urnele de votare și să fie deja pregătiți, informați, să știe cu ce act de identitate să prezinte acolo, să știe care este scopul acestui exercițiu și etc. Au avut loc atât activități în format online, este vorba de campanii de informare, de mobilitate, cu participarea personalităților care sunt vestite la Moldova și sunt recunoscute de către tineri, dar de asemenea și infografice, informații simple pentru a atrage atenția tinerilor, fiind de asemenea acompaniate și de activități în format fizic, începând de la simple sesiuni de informare, plecări în regiuni, vizite în școli și vizite în universități, dar de asemenea și dezbateri cu aripile de tineret a partidelor politice, în cadrul cărora persoanele, reprezentanții acelor partide politice au avut posibilitatea să își prezinte poziția, să le povestească tinerilor despre interesele lor, despre poziția lor față de acel referendum care urmează să se desfășoare și au încercat într-un anumit mod să influențeze tinerii și să implice în acest proces care este unul educațional în cazul nostru. Cum crezi că ar putea fi îmbunătățită educația civică în rândul tinerilor pentru a conștientiza importanța votului?
La sigur este nevoie de a investi mai mult în structurile de participare care există la noi în țară. Este important ca fiecare tânăr, până când ajunge la acea vârstă de 18 ani, să treacă printr-un oarecare proces democratic. Acesta poate să fie la școală, poate să fie în familie, poate să fie în comunitatea sa locală, nu este o problemă, dar este important acesta să aibă posibilitatea să voteze, să-și demonstreze că faptul că el merge la vot, acest lucru contează, să aibă posibilitatea să candideze la o anumită funcție, să câștige, să devină, de exemplu, președintele Consiliului Elevilor din școala sa, etc. Dar, de asemenea, este important să investim și în sistemul nostru educațional. În special vorbim de educația pentru societate sau educația electorală, care nu este mereu prezentă în toate instituțiile de învățământ de la noi din țară. Există exemple de bune practici din alte țări care ar putea fi adaptate în Republica Moldova pentru a mobiliza mai mult tinerii în procesele electorale? Observăm acum o modă în cadrul Uniunii Europene, unde mai multe țări câte un pic oferă dreptul de vot, de asemenea, și tinerilor de la 16 ani în sus. Acesta este un factor destul de interesant și o manieră de a intriga tinerii și de a-i provoca de la o vârstă mai fragedă să participe la vot. În unele cazuri, noi avem niște experiențe bune care ne demonstrează că acest lucru sporește prezența tinerilor la vot și începe să implice în aceste procese electorale de la o vârstă mai fragedă, ce le permite să continue mai mult timp și să fie în continuare informați și pregătiți. Dar nu mereu aceste lucruri dau roade, este o posibilitate care este de asemenea analizată și la noi. Ce obstacole, de fapt, întâmpină tinerii pentru a merge la vot și ce soluții ar putea rezolva acest lucru? Evident că, în primul rând, vorbim despre simpla informare de care au nevoie tinerii. Pe alocuri este simplu fapt că ei să cunoască unde să meargă, cu ce acte să meargă și pentru ce să voteze. Este un proces important în care suntem implicați și noi și societatea civilă pentru a informa tinerii despre importanța și despre rolul acelor două alegeri care îi urmează să le facă. Dar, de asemenea, un obstacol ar fi însuși faptul că tinerii uneori nu cunosc unde să meargă, nu au neapărat o companie cu cine să vină încolo, nu neapărat văd o tradiție în cadrul familiei lor unde tatăl și mama său pleacă la vot și votează în acea zi și ei cumva sunt acea persoană, jocul rolul acelui lider din familie care trebuie pe toți să-i tragă din spatele lui. Uneori sunt așa momente și noi încercăm să încurajăm acei tineri să facă acest pas, să-l ia pe mama și pe tată, pe fratele și pe sora care au dreptul să voteze și să meargă împreună la urnă de votare și să încearcă, pur și simplu, să creeze această tradiție în cadrul familiei lor. Duminică, de fapt, avem două scrutine foarte importante pentru țara noastră. Avem alegerile prezidențiale, dar și referendumul constituțional. Cât de important, de fapt, pentru tineri sunt aceste două scrutine? Din momentul din care vorbim de referendum, noi ne dăm seama că este un rol crucial, pur și simplu, care îl joacă însuși această alegere care urmează să o luăm. Tinerii sunt foarte conștienți că Uniunea Europeană reprezintă multe oportunități, în special pentru viitoarele generații care o să beneficieze de ele, atât la nivel de studii, cât și la nivel de a asigura un nivel de viață care este mai mult decât corect la noi în țară, pe lângă un alt cir de avantaje și un alt cir de suport și de asemenea accesul la o familie mare. Dar, de asemenea, în cadrul alegerilor prezidențiale și tinerii realizează că în următorii 4 ani trebuie să găsim un lider, un lider de țară care o să ne reprezinte, care o să preocupe de toate problemele de la noi de stat, dar de asemenea și de acel grup care se numesc tinerii. Și o să ne reprezinte, o să aibă discuții cu acest grup și o să aibă posibilitatea să ia anumite măsuri, de asemenea și pentru binele acestuia. Îți mulțumesc foarte mult pentru această prezență și te mai așteptăm la Moldova 1. Mulțumesc!